Patru bărbați au fost prinși în timp ce se aflau la o partidă ilegală de vânătoare. Reprezentanții unei asociații de vânătoare, care i-au găsit pe aceștia pe un fond cinegetic, au chemat poliția. Oamenii legii au descoperit în autovehiculul cu care cei patru ajunseseră în pădure armă de vânătoare, cartușe și alte obiecte specifice vânătorii. Polițiști din cadrul biroului arme explozive și substanțe periculoase, poliția orașului Tismana și lucrători din cadrul IJJ Gorj au identificat în punctul numit Vârful Oslea un autoturism de teren condus de un tânăr de 26 de ani, în interiorul căruia se mai aflau trei bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani din comuna Pade și orașul Baia de Aramă. Niciuna dintre persoane nu avea autorizație de vânătoare, iar cu ocazia verificărilor efectuate în interiorul vehiculului, a fost identificată o pușcă de vânătoare, 5 cartușe și alte bunuri, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.